eram așa necăjit. A, o fisură, dar asta, bă, nu dai mica pasă cu asta. Da, te rog, te rog, te rog, spune. Așa. Deci facem limită pentru clientul de la Infinity. Da? Și cam e foarte bun.
întinde la infinit. Dacă părinte să facem scrierea următoare, când mergem la limită, o facem în bloc. Adică, ar vrea să scriu aici, mă întorc și zic 10 pe 11 ce tot mai e. Că nu corect pe o parte să le treci, pe altele să nu le treci, știi? Așa, dar am scris aici 10 pe 11 ce tot mai e. Bine? Înmulțim cu fracția asta, frate. Ei bine, acum judecând, 10 pe 11 ce fel de număr este? Deci 6 ajunge la 0 și 0 înmulțit cu 9 pe 2, pe minus 2, face 0. Deci limita este 0. Hai să ne mai întoarcem cu o dată. Deci tot secretul este să fi scos pe 10 la n și 11 la n ca să maxim putință, ca să le transform pe celelalte toate în putere cu bază subunitară. Deci putere cu bază subunitară. Și acestea, nu, la limită, sunt la 0. Dar în față se așează deja 10 pe 11 totul la n, care este iar subunitar. Asta face 0, 0 ori, 0 ori număr, nu? Oricare ar fi acesta, 0 cumva să nu fie infinit, 0 ori infinit este operație de sens. Dar, de data asta avem 0 ori 9 pe minus 2, și care face final 0. O altă limită, te rog. Din 2N, mulțește toată.
Brat. Încerc să-și ia țapa, nu?
Așa. Asta e mult mai important, cum am avut mai. De făcut ca să-mi fac spațiu. Așa. Uite, pot să șterg aici la suma. Și să ne facem spațiu să vedem dacă putem ataca limita aceea. Destul de ciudată. Ești la început, la limite acum, la limite de șiruri și nu ai atâtea, nu ai suficiente, să spunem, informații, să zic așa. Dar am să-ți amintesc o limită, o teoremă care zice. Tu zici că dacă ai decalat limite pe studente din zona infinit, dintr-un raport AI supra VI, da, limita unui raport de două șiruri, șirul AM pe BN. Iar BN monoton crescător, membru și superior, BN monoton crescător, membru și superior, membru și superior. Deci dacă ești într-o situație de asta, ar sus să ai un șir monetar. Nu te interesează. Iar pe el este un șir monoton crescător nevărgin superior. Și există limită pentru el din zâma infinitim AN plus 1 minus AN supra BN plus 1 minus BN. Există limita asta. Deci nu plus 1, adică el plus 1 le-a terminat, da? Ai indice el plus 1 minus AN supra BN plus 1, jos la fel, BN plus 1 minus BN. Și dacă este limita asta, atunci așa, egal cu 1, atunci rezultă că este chiar limita de la început. Atunci rezultă că L egal cu limita din AN pe BN. Da? Asta este o teoremă care ne scoate dintr-o încurcătură în situația în care avem de făcândit ca unei fracții și, din păcate, nu ai un confort, adică nu știi cum să reacționezi, ești în derută. Și am să-ți dau un exemplu. Să văd dacă am așa minte acum de mai un exemplu. De sus să fie un șir, nu mă interesează. Iată, limită. Pentru N din zâna infinit din locaia naturală din N, totul supra N, totul supra N. Hai să zic așa, totul pe N. Sus ai un șir, la N. Da. Locaia naturală din N. Jos, avem un șir monoton crescător pe BN. BN cine este? Hai să facem concret. AN în condițiile astea este locaia naturală din N. Iar BN este numărul, este șirul numărătoare. N. El satisface toate condițiile, este monoton crescător, nemărginul superior. Adică nu poți opri, nu? Din nemărginul superior nu poate opri nimic. Nu există un număr real care să fie majorat așa spre ea. Nu. Să tot duce continuu, crește și nemărginul superior. Și încă ceva. E să vedem dacă există, mă interesez, dacă există aceea, e chiar limita la început. A raportului ăsta. Cine este A indicele plus 1? A indicele plus 1 este locul natural din plus 1, nu? Că locuim pe N plus 1. Iar B în plus 1 cine este? B în cine plus 1 este B plus 1. Corect.
dacă există, să vedem dacă există listă pentru entii de la difiții din AIDCN plus 1 minus AIDCN supra BIDCN plus 1 minus BIDCN. Egal cu limită pentru entii de la difiții la arhilogratul din D plus 1, de acord? Da. Minus logaritmul la din D. Totuși, la D plus 1, minus N. Și e mai departe cu limită pentru ești de la infinit, diferența logaritmului cu cine este egal? Logaritmul câtului. Logaritmul din N plus 1 supra N. Deci diferența logaritmelor este egal logaritmul câtului. Iar N cu N se reduc și face 1. Limita comută cu logaritmul și egal cu logaritmul natural din limită pe fiecare de la infinit din N plus 1 supra N. Iar aici, fiindcă gradele sunt egale, chipul este ca spate de un factor forțat și ar face o gata mai mult cât? Câte rămâne? 1 pe 1. Hai să dăm și mai exact. Deci, dacă dăm pe lângă 1 cu sunt pe N, de acord? Dăm pe lângă 1 cu sunt pe N, supra N. Cum limite? Că n-am văzut. Limite pe trei din de la infinit. Și acum atâtul se simplifică și îmi rămâne 1 supra 1. Adică 1. Deci, limita asta e 1 supra 1 de jos, care vreau să plămăsesc. Deci este identit. Limita asta e 1. Da? Deci, poate uite, limita pe trebuie zi la infinit din logaritmul din el supra el. Limita pe trebuie zi la infinit din logaritmul din el supra el. Egală cu 1 ăsta. Iar nu ai, n-ai șanse să o faci altcumva, pentru că nu poți spune nimic. Dacă ar fi să gândești aici, în legătură cu limita asta, ceva concret, nu poți să scoți factor forțat, că e prins în logaritm, vezi, ai greutăți. Deci, această teoremă îți oferă șansa să ieși din încurcătura asta. Ei, dar de ce îi fi dat eu treaba asta acum? De ce ți-am amintit așa ceva? Pentru că tu ai venit cu limita asta, radicală, asta. Și eu îți mărturisesc că am făcut o legătură cu așa ceva. Dar tu vei spune că nu vezi legătura. Nu e o fracție asta, așa? Deci, nu ai limită unei fracții cum ți-a dat mai înainte. Dar ce este că eu o să mă tez așa? Cu aia radicală și cilie din Mercusul. Deci, mie nu e nevoie să stăm în paranteză aici. Și cum nu pot să o fac pe asta, am să logarimez egalitatea. Să vedeți la ce mă duc. Deci, logaritmatura din anii e egal cu logaritmatura din egalul. M-am găsit drept. Radical în 5 din N plus 1. Care egal mai departe, conform unei proprietăți, logaritmul aruncă exponentul indice radicalul la anumit ordine, că mai pot spune asta cam așa, logaritmul natural, din 1 plus N, hai să zic așa, tot la puterea 1 pe N. Nu așa se scrie radicalul? De acord? Care e mai departe cu logaritmul natural,
din unul prusian, care mai poate fi, poate fi aranjat o fel natural de el plus 1, totuși la el. Pe unul pe el, ca exponent, există o proprietate la logaritmul. Pe baza A din B la C, egal cu C, logaritmul baza A din B. Exponentul este în fața logaritmului. Da? Și în loc de C, acum a avut unul pe el. Ei, și iată că am așa, logaritmul natural din A e egal cu logaritmul baza, nu, egal cu cine? Cu logaritmul natural din N plus 1 supra N. De acord? Hai să lucrăm cu B în asta. Și șirul acesta B în egal cu logaritmul din A e. Și egal cu limbul, cu aranjarea asta, operatorul din pentru sunt tot pe N. BN ăsta, BN, ne ocupăm de el, este logaritm natural din N plus 1, tot cu supra N. Nu cumva este aranjarea perfectă a teoremei de mai înainte, care spune așa. Cât vreme, jos, ai mușit monoton crescător, ne mărgem superior și nu te interesează ce ai spus. Iar ești, și tu ești pus în situația de a calcula limita așa, s-ar trebui să calcul limita din BN acum, că dacă o să știi limita din BN, faci la limita stânga-dreapta, o să spun limita din BN, e calcul la doar limita din AN. Și în felul ăsta o să faci limita lui AN de atunci. Da? Asta e specheria, ca să termin ideea. Deci, după notația asta, trec la limite de egalitate și vedem limită din BN egal cu logaritm natural din limită din AN. Și acum, dacă știu limita din BN, atunci limita asta cu cine este egală? Deci, gândiți la logaritmul baza A din B egal cu C. Cum se traduce asta? A la C, nu? A la C egal cu B. A la C egal cu B. La noi, A-ul baza este E, logaritmul natural al baza este, cum spus la clasă, da? Așa, da? Și acum, C-ul este limită din BN. Și atunci vine E la limită, egal cu limită din AN. Ăsta e D-ul, da? Și atunci de aici, după ce ai înțeles, ți-ai amintit în chestia asta, putem spune că limită pentru e din mai tine să subînțelege, din aia, asta care am calculat, este egal cu E la limită din BN. E la puterea limită din BN. Așa că aflarea limitei acestea înseamnă E la puterea limită din BN. Mă interesează limită din BN. Vezi, problema foarte importantă, cum calculezi limită din BN. Dar limite din BN nu știu să o fac, că sunt în cazul acela fericit. Jos, am și monoton peste toate vorbim despre el și spun aici. Zic acum, limită pe venit de la infinit din BN, hai să înțelegi mai bine, cu prietenii noștri, limită din BN va fi egal cu A. Cu cine va fi egal? Va fi egal cu limită din egală sa. Limită din egal cu limită din
ave plus 1 pe formulă, știi bine, nu? Ave plus 1 minus ave, spaventă plus 1 minus beta, adică trecuie de N plus 1, știi, logarea naturală. Din N plus 1 și 1 face N plus 2. Minus logarea naturală din N plus 1. Așa era partea în formulă. Aia plus 1 minus aia, spaventă plus 1 minus B. Totul supra, N plus 1, minus N. Și egal cu limită, pe prezii de la infinit, din diferența logaritmilor cu ce este egal? Cu logaritmul cătului. Da? Logaritmul natural din N plus 2, supra N plus 1, da? Chiar jos N cu N se simplifică și rămâne 1. Și aici, spate unde facă forța și ne pune supra 2 și rămâne logaritmul din 1. Care logaritmul din 1 este 0. Iată că am aflat că limită din BN, nu? Limită din BN este egal cu 0. Și mă duc acum la limita pe care o aveam de făcut. Limită pentru N t de la infinit, să sub înțelege chiar fiind mai la șirul acum, limită din AN, din AN, egal cu E la profieră, limita pe care o găsit-o. E la 0. Face 1. Nu? E la 0, face 1. Așadar, am demonstrat că limită pentru N de la infinit, de radical din indice N, din N plus 1, cum e dat acolo, e dat la 1. Deci am demonstrat că limita asta este 1. Și atunci mă întorc și limita pe care am cerut, am avut-o de făcut, era produsul dintre asta și asta. Asta a fost 3,24. Deci, spun că soluția este asta, sau rezolvarea este asta. Limita întregului, limita este egală cu, dacă continui, o să continui aici ca să înțelegi. Asta este 1, ori 13,24. Da? 13,24 care face 13,24. Și cu asta am aflat limita cerută. Hai să ne tragem înapoi și să vedem exact ce anume am gândit aici. Știți? Ce anume am făcut aici Raul. Deci, tu pe asta ai spus că e luată de pe internet. Așa. O limită frumoasă, interesantă. Am spus că limita produsului e egală cu produsul limitelor. Da? Limita produsului e egală cu produsul limitelor. Și limita de dreapta am făcut-o. Da? Limita de dreapta am făcut-o și am văzut-o foarte ușor. Asta din stânga a fost mai interesantă, dar mi-am pregătit eleva. Ți-am dat teorema aceea, care spuneam că dacă am limita unei fracții, sunt, mă descurc în condiții în care jos am un șir monoton crescător de mărgine superioară, da? Și fac limita aceea, e plus 1 minus a, e supra b, plus 1 minus b, și ai văzut că ne-am descurcat, am găsit în final rezultatul corect. Ne oprim aici, că mi-au venit casa 8-a, ai și văzut, nu? Așa, bine. Bun. Bine, bine, Raul. La revedere.